Elevii care se pregătesc de examenul maturității au încheiat prima etapă, cea a simulărilor. Testările s-au terminat miercuri, iar rezultatele le arată elevilor cât mai au de muncit pentru un rezultat bun la bacalaureat. În data de 19 martie a avut loc proba scrisă la limba și literatura română. Statistica prezenței la probă indică o participare a elevilor din învățământul de zi de 95% la clasa a 11 -a și 93,5% la clasa a 12 -a. O rată mare a absenteismului se registrează la clasele de seral și fără frecvență, unde s-au prezentat foarte puțini candidați. 2,31% la clasele a 12 -a, seral și fără frecvență și 2,29% prezent la clasele a 13 -a, seral și frecvență redusă. În ceea ce privește proba scrisă la limba și literatura maternă, ea s-a desfășurat pe 20 martie și s-au înscris 52 de elevi, 25 la clasa a 11 -a și 27 la clasa a 12 S-au prezentat 49, din care 24 la clasa a 11 -a și 25 clasa a 12-a, de participare: 94,23%. Absenți: 3, 1 la clasa 11 și 2 elevi la clasa. A, 12 a Proba obligatorie a profilului s-a desfășurat pe 21 martie, la care s-au înscris 12.419 elevi, din care 8.347 la matematică și 4.072 istorie. Prezența au fost 10.589, 7.349 la matematică și 3.240 la istorie. Absența au fost 1.830 la matematică, 998 și la istorie 832. Statistic a prezenței la proba obligatorie a profilului indică o participare a elevilor din învățământul de zi la clasa A11 de 95,44% la disciplina istorie și 94,27% la disciplina matematică. De asemenea, o participare a elevilor din învățământul de zi clasa A12 de 96,02% la disciplina istorie și 90,60% la disciplina matematică. O rată mare a absenteismului se înregistrează la clasele de seral și fără frecvență, unde s-au prezentat foarte puțini candidați, 3,31% la clasele A12 -a, seral și fără frecvență și 2,34% prezenți la clasele A13 -a, seral și frecvență reduse.